discutat? După ce am discutat, eu am ajuns până la, de la 700, am ajuns până la 1.000.000. Până la urmă a zis, bă, dau, poate ajung și până la 1.200.000, ei a zis 1.500.000, eu am zis, bă, maxim 1.200.000, dau. E vorba și de salariul jucătorului, că e un salariu foarte mare, adică, pentru că oferta, i-a făcut și Fiorentina oferta la jucător, e foarte mare, adică, e adevărat, eu vreau să iau, dar treci negocieri, că nu poți să dai așa, eu mai mult de 1.200.000 nu dau. Înțelegi? Cum a rămas? Ce? Păi a rămas că mai are și alte oferte, adică un fel de licitație care nu vreau. Adică mai are și alte oferte, că mă duci mai vorbesc cu altcineva, nu știu la cine. În România probabil. Probabil și Gica a zis că se înscrie și el. Că Gica a zis că dacă nu e o sumă mare, se înscrie și el. Nu știu acum. E posibil și Gica, e posibil, nu știu. Șucu a zis că și el. Bă, întrebați-l pe el unde vrea, la Liga Campionilor sau vrea la Îngiulești să joace, nu? Acum să vedem, ești, pretențiile sunt mari, adică și suma de salariu jucătorului, adică se cere mult. E și 1.500.000 nu dau, am mai zis până la 1.200.000, mai are un an contract. El, jucătorul, trebuie să vadă interesul lui. Adică nu ne luăm numai după impresare, adică e adevărat că ții cont, se negocieze, dar băi, eu până la urmă să iau legătura direct cu el. Și bă, ce vrei? Nu? Pe unde vrei să joci, nu? Da. Dar dacă eu să-l ia, e și gata. Eu 1.500.000 nu dau. Dar toți patronii cam așteaptă să contactați, să vorbiți pe cine mai vreți, dacă mai vreți din Liga 1 sau foștii din Liga 1, că Bahasa, acum Bauza, poate să nu la discreție. Dar sunt jucători care nu mă interesează. Nici Bahasa, nici Bauza. Nici Button? Button, da, dar acum se schimbă situația. Acum dacă e, iau numai împrumut cu drept de cumpărare, nu mai risc bani. Adică aș putea să zicem Bauza, de Bauza să zicem, e posibil, dar să-l iei pe 6 luni să poți să-l folosești dacă e, dacă nu e. Ăsta, cum îl cheamă, nu. Deci eu Bahasa nu mă interesează. Deci m-a interesat, nu mă mai interesează acum, vezi? Vezi cum e? Ești Chițu, ca atacant? Ce să fac eu? Nu știu, poate un atacant de careu să intre pe final. Bă, tata, eu... De careu? Păi cât are, mă, 2.20? Da, dar e ok la cap. Adică, hai, mă, rezervă, așa. Bă, eu, dacă eu au jucători care să fie cu 2.10 mai mult ca tine, cât ai? 1.90. Eu vreau 1.90 și 9.9. Cu Kipciu e rezolvată? E... Nu, Kipciu a început să s-a supărat că de ce am declarat, că nu știa oia. Da, se pregătește pentru baraj. Păi acum se pregătește de baraj, da, probabil, nu știu, nu? Are destul de experiență încât să poată să fie concentrat chiar dacă se gândește la Champions. Bă, mă înțează de Kipciu și de experiență. Păi mă înțează de echipa mea, am vorbit, acum... Mă întreabă de nepoat, mă întreabă de... Tu de la ce televiziune? Ce? Tu pe TV? Tu nu făceați de astea cancanuri? Te-a pus de can... Te-a luat de la OTV? Păi da, ce? Vreți cancan sau vreți adevăr? Adevăr? Păi dacă vrei adevărul ăsta, tu ce cancan? Mă înțeleg ce faci Kipciu. Păi mă interesează să-l iau pe Luis Munteanu și să-l lase la 1.200.000 dacă vrea. 1.300.000 nu dau. Gata. Și nici salariul ăla, e mare, salariul nu pot să dau așa. Dacă dă cineva, să dea. Nu fac concurență cu Șucu. Nu fac nicio concurență. N-am nevoie de concurență cu el. Eu mi-am luat campion, văd de treaba mea. Ca să mă apuc la licitație, nu vreau. Și Alibec? Păi, dar așa ceva, nu. Ce? Cât îi dă Fiorentina? Cât are salariul la Fiorentina? Luis Munteanu. Păi salariul, să zicem că suntem acolo. Putem, adică un 20.000 îi dau și eu. Nu? Cât are acum, are puțin, probabil, nu. E vorba prima dată de suma de transfer, care e mult. 1.500.000 e mult, mult. O să vedem ce vrea domnul. Azi să vorbească și cu celelalte oferte ce mai are și după aia o să dea un răspuns. Să dea. Bă, tu ce crezi? Eu mai sunt ca pe vremuri? Păi nu mai sunt ca pe vremuri, când stai puțin că le-a ăla. Ia-l, mă, tu! Trebuie să ai răbdare, că ei ce fac? Păi ei ce fac acum? Păi nu, ei impresarii ce fac? Licitația. Și cu mine nu mai merge licitația. Eu almă să-l iau altul și cu asta basta, da? Eu echipa, mai întrebe mie un atacant. Poate David Miculescu.